Bună ziua! Acesta este al doilea nostru video făcut în limba românească și m-am gândit să le las pe Joshua cu mine. O să fie un video scurt, o să fie un video prea lung. Dar am vrea să vorbim un pic cu Joshua, un băiețel de 6 ani jumate, să vedem ce crede el despre România. După cum am menționat în primul video, el are despre România o părere foarte bună și am vrea să vedem de ce. Hai, Joshua! Hai! Câți ani ai? 6 ani jumate. Da? Și ce faci? Lucrezi? Mergi la școală? Da. Da? Lucrezi? Da. Ce lucrezi? Scot vasele din mașină. Ce scoți? Vasele. Ajută mama la bucătărie. Da. Scot gunoaiele. Le pun apoi. Ajuns pe tata la lucru? Da, câteodată. Câteodată. La Joshua îi place foarte mult să lucreze și noi îl plătim pentru munca care o face. Nu mult, așa puțin, pentru vârsta lui, pentru că trebuie și el să învețe că munca se plătește. Așa e? Da. Ok, so, eu cu soțul meu suntem crescuți în România, am venit aici când am avut 24 de ani. Și Joshua n-a fost niciodată în România. So, el a auzit numai povești. Crezi că România e reală? Da. De ce crezi că e reală? Că am văzut-o pe pământul ăla. Pe hartă? Pe glob? Da, pe glob. Și la, când te gândești la România, despre ce te gândești? Ce-ți vine în cap când te gândești la România? Pe cum e acolo? Cum? Și la mai ce te gândești? Cum sunt tractoarele acolo, cum se seamănă, cum e să să mergi la sapă. Cine mergea la sapă? Ai auzit povești? Tata mergea. Tata mergea. El nu a fost niciodată la sapă aici, a? Ai vrea să mergi în România să vizitezi? Da. Când ai vrea să mergi? Mâine. Știu, și aș vrea să merg mâine dacă s-ar putea. So, când o să mergi în România, ce o să vrei să vizitezi prima dată? Locurile despre care ți-a vorbit tata? Nu. Nu aia? Da, și aia, nu? Da, și aia. Dar ce vrei să vizitezi prima dată când mergi în România? Tramvaiele. Da, și să mergi la sapă acolo. Chiar vrei să mergi la sapă? Da. Dar de ce crezi că, e așa de frumos la sapă? Că e fain. Da. Acolo transpiri când mergi, e obositor, o să te doară mâinile. Ce crezi că ți-ar place? De ce? De ce ți-ar place să mergi la sapă? Că, că totul e fain, că totul e nu. Știi? Și ce vreau să mai vizitez când mergi în România? Locurile care mi-a spus tata. Ai vrea să vezi casa unde o copilărit mama și tata? Da. Ai vrea să vezi cum se joacă copiii afară? Să mănânci mâncare românească? Da, mici. Mici? Ai mâncăm și aici câteodată. Da. Dar parcă în România e diferit, așa e? Da. Da. Și ce vrei să mai faci? Să-mi fac prieteni. Prieteni români? Da. Da? Ai vrea să ne mutăm în România? În Arizona. Arizona. Arizona e aici, mama. Ai vrea, da, ai vrea să ne mutăm în România sau ai vrea să mergem numai în vizită? Să ne mutăm în România. Când? Când ești mare sau mâine? Mâine. Da? Da. Ok. So, după cum vedeți, e destul de entuziasmat și destul de curios de România. nu știu cum va fi când o să crească mare, dacă chiar o să-i se mai pară așa de interesant. Dar am vrut să vă fac o introducere, să vedeți cam cum gândim noi, mai mult el decât mine, că eu știu ce e acolo. Mai ai ceva de zis? Nu. Nu? Ok, vă mulțumesc mult pentru că v-ați uitat și ne vedem în următorul video.
Bye! Bye!